manifestările idolatriei în societatea contemporană se aseamănă în mare parte cu manifestările idolatriei din vremurile biblice. Dau câteva exemple. În vremurile biblice, poporul Israel alerga de obicei după națiunile care îi puteau da siguranță militară cel mai mult. Se duceau și spune Ieremia, ce cauți să bei din apa Nilului? Se duceau în Asiria, se duceau în Babilon, oriunde puteau să beneficieze de siguranță militară. O vedem foarte mult și astăzi. O vedem, poate nu neapărat în alianțe militare, deși la nivel global ele există, dar o vedem în relațiile pe care le avem, poate cu o persoană importantă din viața noastră. Poate un uh, copil cu părinții, poate un soț cu soția, poate un subaltern cu șeful, un student cu profesorul, sunt forme prin care ajungem să depindem în mod nesănătos de oameni. Și apostolul Pavel spune în Corinteni: "Nu vă faceți robi oamenilor." De asemenea, vedem în Scriptură formă de idolatrie de substanțe. În Isaia sunt câteva pasaje în care prorocul îi mustră și atenție pe preoți, pe uh, proroci Învățătorii religioși, pentru că se îmbătau și, sub influența vinurilor și băuturilor alcoolice, proroceau lucruri false. S-au descoperit chiar în morminte, s-au descoperit pe suprafața altarelor unde se aduceau jerfe, cannabis, opium și astfel de substanțe. Vă puteți imagina preoți care atunci când ajungeau jerfele presărau cannabis pe focul acela ca să inhaleze și să intre într-o transă religioasă. Dependența de substanțe a fost prezentă în scriptură, este prezentă și în ziua de astăzi și aici nu ne referim doar la alcool sau nicotină sau droguri. Aici ne putem referi și la acele substanțe din viața noastră pe care le-am normalizat și care totuși ne fac robi. În fine, o altă formă de idolatrie modernă este idolatria de imagine, cea care izbește ochii și în antichitate existau lucruri, spune psalmistul, n-am pus niciun lucru rău înaintea ochilor mei. Sunt multe lucruri pe care oamenii le pun astăzi înaintea ochilor, de la rețele de socializare, lumea digitală, filme, muzică, până la formele cele mai deviante cum ar fi pornografia. Pe toate acestea le întâlnim într-o formă sau alta în scriptură. Le întâlnim și astăzi și scopul seminarului a fost acela de a le -a scoate la suprafață și de a cere cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră ca să ne învețe să ne raportăm corect la relații, la substanțe și la toate celelalte lucruri.